Totul începea când Pelé, petrecând la Santos o viață întreagă, se transferă la New York Cosmos pentru a-și termina pacific cariera. Exemplul său a fost urmat și de o altă legendă ireproșabilă, Franz Beckenbauer. Anii au trecut, dar tradiția a rămas vie. Au urmat și alți mari jucători care au evoluat în Statele Unite. Kaká, David Beckham, Frank Lampard sau Steven Gerrard. Astăzi vorbim despre vedetele fotbalului care încă joacă în Statele Unite. Cu siguranță, Joseph Martinez nu poate fi numit un superstar al fotbalului, însă venezuelanul de 25 de ani a stabilit un record absolut în acest sezon, marcând deja 30 de goluri. Un sezon care încă nu e terminat, ca o reacție normală, prețul său pe piața transferurilor crește destul de rapid. Iar în cel mai apropiat timp putem să urmărim transferul său la o echipă europeană. Carlos Vela, încă din cea mai fragedă tinerețe, a fost clasificat drept un viitor superstar. Aparținând 7 ani celor de la Arsenal, mexicanul nu a reușit în cele din urmă să se adapteze în Anglia. După care au venit 6 ani la Real Sociedad, iar în prezent Carlos Vela apără culorile echipei Los Angeles FC. Tot un superstar în devenire era considerat și Giovanni Dos Santos, care și-a început cariera la Barcelona, arătând destul de convingător inițial. Apoi a urmat transferul la Tottenham, unde mexicanul nu a dat randament. După care Mallorca și Villarreal, până când în anul 2015 s-a transferat la LA Galaxy, unde evoluează și în prezent. La doar 29 de ani, în Naționala Mexicului are peste 100 de meciuri. Apropo, fratele său mai mic, Jonathan Dos Santos, la fel joacă pentru LA Galaxy. Cu siguranță, Michael Bradley este unul dintre cei mai talentați jucători americani din generația sa. În opinia mea, mijlocașul s-ar descurca destul de bine și în Europa. Printre altele, Bradley are în activ și 2 sezoane la AS Roma, între 2012 și 2014. Însă, imediat după campionatul mondial din Brazilia, a semnat cu echipa canadiană Toronto, ce evoluează în Major League Soccer. Dintre alți fotbaliști americani, doresc să-l mai evidențiez și pe Tim Howard. Portarul în vârstă de 39 de ani încă apără poarta celor de la Colorado Rapids. Howard a evoluat timp de 13 ani în Premier League, reprezentând două echipe, Manchester United și Everton. Sebastian Giovinco a aparținut celor de la Juventus timp de 9 ani. Pe parcursul acestei perioade a fost împrumutat la Empoli și la Parma. În echipa națională a Italiei, Giovinco a strâns 20 de meciuri, marcând și un gol. În prezent, atacantul de 31 de ani evoluează pentru Toronto. Bastian Schweinsteiger a devenit o adevărată legendă pentru Bayern München și n-aș exagera deloc dacă aș spune că a devenit un idol pentru mai multe generații. Schweinsteiger a cucerit o mulțime de trofee în componența bavarezilor și în componența selecționatei germane, pentru care a strâns 121 de meciuri. Iar după campionatul european din 2016, mijlocașul s-a retras din națională. Din anul 2017, neamțul reprezintă clubul Chicago Fire. David Villa, campion mondial și dublu campion european, de departe cel mai bun marcator din istoria naționalei Furia Roja. Asturianul și-a făcut un renume încă de pe vremurile când evolua pentru Valencia, după care a confirmat atât la Barcelona cât și la Atletico Madrid relativ. Din anul 2014, David Villa evoluează pentru New York City. Cu câteva luni în urmă, chiar a fost reconvocat în echipa națională.
Didier Drogba, cât respect inspiră această personalitate, un caracter de luptător, un fotbalist rarisim. Cu siguranță majoritatea microbiștilor îl asociază pe Drogba cu Chelsea, echipă unde ivorianul a petrecut 9 ani, devenind o legendă a clubului. În naționala Coastei de Fildeș, atacantul a marcat 65 de goluri în 104 meciuri. În prezent, fotbalistul de 40 de ani joacă într-a doua ligă americană la Phoenix Rising, unde îmbracă tricoul preferat cu numărul 11. Wayne Rooney, cel mai bun marcator din istoria naționalei engleze, cel mai bun marcator din istoria echipei Manchester United și al doilea în lista golgheterilor all-time din Premier League. După 13 sezoane petrecute la Manchester, se întoarce la Everton pentru un sezon. Astfel, Rooney își încheie croaziera prin fotbalul englez și în echipa națională. În vara asta, Wayne semnează cu DC United, unde parcă trăiește o nouă tinerețe. Iar ultima filă de magie a episodului de astăzi e Zlatan Ibrahimović. Transferându-se la LA Galaxy, fotbalistul a ridicat enorm comercialitatea acestui club, cu toate că echipa din Los Angeles dăruiește mai mereu publicului mari jucători precum Beckham sau Gerrard. Ibrahimović e o istorie aparte. Suedezul evoluează atât de grozav încât nu mai sunt sigur dacă a venit aici doar pentru a-și încheia cariera în pace. Cam atât pentru astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!